Încă o persoană a fost reținută în dosarul răpirii fostului judecător ucrainean Mikola Ceauș pe 3 aprilie din curtea unui bloc de locuit din capitală. Potrivit informațiilor oferite de procuror, bărbatul are vârsta de 30 de ani și a fost reținut la intrarea în țară. Ieri procurorii l-au pus sub învinuire pentru asigurarea și organizării activității grupului de persoane care nemijlocit au realizat răpirea cetățeanului ucrainean. Potrivit legii penale, fapta de care bărbatul reținut este învinuit se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de până la 10 ani. Amintim, pe 3 aprilie Ceauș a fost răpit de 3 persoane din curtea unui bloc de locuit din sectorul centru al capitalei. Potrivit organelor de forță, 2 persoane au fost reținute, iar locul aflării lui Ceauș este necunoscut până astăzi.